Un bărbat a sunat la 112, întrucât vecinul său, care locuia singur, nu răspundea nimănui. Echipajele de pompieri și cei de la serviciul județean de ambulanță au deblocat ușa sădmăranului și l-au găsit pe proprietar în dormitor întins pe podea. Echipajul medical a constatat că pacientul era decedat. Evenimentul a avut loc ieri, iar polițiști efectuează cercetări pentru a stabili cauza decesului.